Din cei 365.000 de locuitori ai județului Gorj, 270.000 sunt asigurați. Restul de 90.000 sunt scutiți de la plata contribuției la sănătate. Există mai multe categorii de persoane scutite de la plata contribuțiilor. Este vorba, în primul rând, de copiii până la 18 ani, de tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani, dacă urmează o formă de școlarizare și dacă nu obțin venituri mai mari decât salariul minim brut pe economie. De asemenea, este vorba de tinerii cu vârstă peste 18 ani proveniți din sistemul de protecție al copilului, la fel dacă nu obțin venituri mai mari decât salariul minim brut pe economie, soțul, soția, părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate, persoanele cu handicap pentru veniturile altele decât cele din legea care reglementează drepturile persoanelor cu handicap, persoanele care sunt incluse în programele naționale de sănătate, femeile însărcinate sau lăuze, personalul monahal al cultelor. Pe lângă aceste categorii de scutiri, beneficiază și pensionarii, dar și veteranii de război. De la 1 ianuarie, în total, la nivel național, sunt peste 10.300.000 de români asigurați la sănătate, pentru care nimeni nu mai virează contribuția la fondul de sănătate.